din punct de vedere al Dunării. E o problemă care poate ar trebui tratată dintr-o perspectivă foarte simplă, a bunului simț. A te raporta la Dunăre înseamnă a te raporta la ceva important. Astăzi trăiesc aproape, spuneați, 85 de milioane, eu știu 81 de milioane, oricum trăiesc foarte mulți oameni în zona Dunării. Am avut această șansă dată să ne naștem în jurul Dunării și din păcate trebuie să o recunoaștem, cel puțin pentru noi ca români, nu am știut ce să facem cu acest dar. Dacă Germania și Austria beneficiază din plin din faptul că sunt riveranii Dunării, România a ratat zi de zi, an de an, obiective strategice legate de Dunăre. Cred că pentru noi, în perioada următoare, Dunărea trebuie să devină un obiectiv strategic național. Vorbesc aici în calitate de ministru al dezvoltării. România, din păcate, suferă la capitolul de dezvoltare și la discrepanțe de dezvoltare regională între comunitățile locale. Avem un instrument la dispoziție de dezvoltare care este Dunărea și, din păcate, am făcut foarte puțin pentru a valorifica această resursă naturală. Din acest punct de vedere, cred că noi, în perioada următoare, vremelnic, când ne vom afla la conducerea ministerului nostru, avem obligația să ne preocupăm de Dunăre, să facem o strategie coerentă de dezvoltare și vă spun, n-am avut încă ocazia să o spun niciodată public, la nivelul Ministerului Dezvoltării se lucrează la o strategie pentru dezvoltarea Dunării, o strategie coerentă, o strategie care vrem să o facem cu dezbatere publică, să o elaborăm în parteneriat cu organismele societății civile, cu organisme care sunt implicate și pot să fie implicate în dezvoltarea a ceea ce înseamnă dezvoltarea regională a Dunării. În perioada 2014-2020, cu un pic de noroc, va exista un program special doar pentru Dunăre, care va ajuta enorm de mult atât România cât și celelalte țări europene să aibă programe prioritare strategice pentru dezvoltare din zona Dunării. Am convingerea și informațiile care le avem de la Comisia Europeană sunt îmbucurătoare în acest sens că vom avea un program special pentru dezvoltarea Dunării, ceea ce e foarte important. Sunt două lucruri care mai vreau să vi le spun legate de Ministerul Dezvoltării Regionale și a Turismului. Turismul reprezintă, din punctul meu de vedere, resursa cea mai ecologică de dezvoltare economică a unei națiuni. Nu privesc turismul doar din perspectiva lucrurilor simple cu care ne bucurăm fiecare dintre noi, ci o privesc din perspectiva beneficiului care poate să-l aibă pentru economia națională, pentru dezvoltarea economică a unei națiuni. Turismul, din păcate, în România a fost în ultimii 20 de ani inventat și reinventat, uitându-se de fiecare dată că nu trebuie să faci altceva, nimic altceva decât să promovezi ceea ce ai. Ca atare am spus-o și la momentul când am fost investit ministru, prioritar pentru turism trebuie să fie turismul de nișă și aici vorbesc de turism ecologic. Din acest punct de vedere, la nivelul Ministerului Dezvoltării se lucrează la un proiect de lege care să reglementeze modalitatea de a face turism în jurul Dunării și a deltei Dunării. Pentru că vreau să reglementăm această situație, nu vrem să ajungem la dezvoltări necontrolate cu precădere în delta Dunării și cred că e responsabilitatea noastră să facem în așa fel încât atât delta cât și ceea ce înseamnă Dunărea să beneficieze de un program special și de o lege specială. La nivel de dezvoltare, probabil că știți și dumneavoastră, știți cât de greu se face accesul în comunitățile locale aflate în jurul Dunării și către delta Dunării. Programele care trebuie să fie finanțate din cadrul Ministerului Dezvoltării trebuie să aibă ca și componentă dezvoltarea infrastructurii comunitare. Pentru că oamenii, pe de o parte, trebuie să aibă acces la interconectări, să aibă posibilitatea să aibă libertatea de circulație, și mai mult decât atât, să putem dezvolta într-adevăr business-uri și afaceri care să beneficieze de standarde de secolul 21. Ca atare,
Sunt cele două componente la care am vrut să vă spun legate de Ministerul Dezvoltării. Infrastructura rutieră, care din păcate astăzi suferă foarte mult, și ceea ce înseamnă turismul de nișă, turismul ecologic. Aici, domnule Mihai, eu sunt convins că vom lucra foarte bine la elaborarea proiectului de lege, pentru că vreau să facem un proiect de lege care să nu rămână doar pentru perioada asta, ci să fie pe o perioadă cât mai îndelungată. La nivel de finanțări, încurajez pe toată lumea. E adevărat că procesul a fost greoi, lucrăm la procesul de descentralizare și simplificare a procedurilor pentru absorbție de fonduri europene. Felicit Ministerul Mediului pentru tenacitatea și pentru determinarea de a obține această finanțare. E o finanțare importantă pentru România. Și vă spun că ține doar de noi ca să facem în următoarea perioadă, dacă aveți proiecte, atât în zona societății civile, cât și la nivel guvernamental, să facem în așa fel încât proiectele să fie finanțate de la Uniunea Europeană. Bani sunt, ține de noi să avem determinare și să avem aceeași dragoste de a face lucrurile bine, cum se fac, cum le faceți dumneavoastră în societatea civilă, așa să le facem și noi în administrația publică de stat. Mă bucur că m-am aflat aici și oricând veți avea un sprijin la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și a Turismului, a angajaților din Ministerul Dezvoltării, ca să facem ca această țară să arate așa cum arată Dunărea de-a lungul Austriei și de-a lungul Germaniei. Mulțumesc!